Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, nu uitați să apăsați butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, absolut toate videoclipurile, vorba aceea, sunt pentru toată lumea, sunt total gratuite, like-urile, comentariile, distribuirile, totul, totul este moca. Bun, eu acum când filmez este marți. O să spuneți ce cu tine. Ei bine, săptămâna asta, um, o să aveți un clip de tip bonus, chiar cel pe care îl filmez acum. Nu știu sigur dacă va intra pe YouTube tot astăzi, marți, dacă nu mâine, logic miercuri. Dar pentru că am rămas oarecum în urmă cu agenda mea de clipuri, am zis ca săptămâna aceasta să vă ofer trei videoclipuri. Și scurt pe doi, pe repede înainte. My Scent of the Day, parfumul zilei mele de astăzi, este de fapt o combinație. O variantă de layering pentru că dacă sunteți de ceva timp aici știți că sunt puțin cam fiartă pe layering. De ce? Pentru că layering-ul îți oferă acele performanțe cu adevărat nucleare, cu ghilimelele de rigoare. Și în afară de treaba aceasta, pentru că eu combin și parfumuri care de sine stătătoare sunt, stau bine la capitolul performanțe. Însă, totuși, de ce le combin? Deoarece uh, obții acea aromă oarecum unică, da? fiecare căutăm altceva și altceva zi de zi, zic eu. Și vorba lungă sărăcia omului, scur pe doi. Avem aici uh, Blueberry Mask de la Arabiat Prestige și December Rose de la Peris Corner. Pentru December Rose, dacă nu mă înșel și sper să nu vorbesc prostii, cred că v-am făcut și clip. O să vi las pe undeva inserat pe aici, dar eu așa mi-aduc aminte recenzie și variante de layering despre uh, Blueberry Mask. Momentan nu am vorbit, însă dacă aveți aceste două parfumuri, sau dacă l aveți pe unul în variantă full size și pe celălalt în decant, în variantă de decant, combinațiile. Combinațiile pentru că, nu știu, este. Am senzația că se împletesc atât, dar atât de bine împreună, fac casă bună. Mai pe românește, cum zic eu. Și da, mă chinuiam să scot capacul de la Arabiat. Da. Da. Deci e. Genul acela de trandafir, dar nici prea matur, nici prea lipicios. Știți că eu sunt în love, hate cu trandafirul, um, ce se completează extrem, extrem de bine cu înghețata aceasta de vanilie cu um, blueberry. <laughs> Da? Deci foarte, foarte fain. Trebișoarele acestea două fac casă excepțională împreună. Lăsați-mi și mie, vă rog, în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți urmări acest videoclip. Și, pe repede înainte, astăzi avem Unboxing Dubai Collection. Um, nu e multe, e doar trei, Știți că parfumurile uh, casei Twins Paris, adică știți dacă ați urmărit site-ul și știți dacă faceți parte din grupul meu de Facebook, Freak Family, Twins Paris vine în ambalaje noi. Și dacă tot a venit Twins Paris în ambalaje noi, zic hai să pun și eu mâna pe trei. Inițial am vrut să-mi iau uh, backup pentru Le Pact, da? Știți că îl ador, îl iubesc. Um, ce mai am în momentul de față? Mai am Mojo și Dia sau Dihia sau Diana. O să vi-l inserez pe undeva pe aici că am văzut că sunt uh, două nume, dar parfumul este același. da Bun. Hai să nu mai stăm mult la discuții și voi începe cu primul parfum. Um, toate sunt blind. Da? habar n-am nimic despre ele și mă uit pe spatele cutiei deoarece aici pe spate vă scrie numele. Silaj Sucre, zic eu bine, da, mă bate franceza, Eau de Parfum Made in France de data aceasta. Bun, 50 de mililitri cum au fost și până acum, doar că avem altă prezentare. Iar acest silaj Sucre este inspirat de Soleil Blanc de la Tom Ford. Da? Și acum cum fac? Aici. Bun. Tanana. Clar, prefer. Dacă mă întreabă cineva, nu mă întreabă nimeni, dar vorbesc și eu să mă aflu. Întreabă. Uh, mi se pare mult mai premium, dacă vreți genul acesta de prezentare față de um, cea veche, da, cilindrul acela, cutia aceea cilindrică albă. Aici avem um, un mesaj în limba franceză, unul în limba engleză. Bun, mai departe. Sticluța, Hii, ce elegantă nu știu, mie îmi place, da, foarte, foarte faină minimalistă, finuță, în cap în orice poșetă, în orice ghiozdănel. Capacul știu că nu este metalic de data aceasta. Este tot din plastic, însă ține sticla foarte, foarte bine. Da? Nu ai treabă. Bun. Notele pe ecran, ca de obicei, și trecem la pufăit. Ia să vedem. Da, același atomizor super fain, de ce n-am avut eu aroma aceasta undeva în vară? Dar timp să cred că nu e târziu. Se deschide spicy efervescent, dacă doriți. Spicy cu un subton efervescent. Are și o adiere de fistic pe undeva pe aici însă. Însă, nu este fisticul din Ian Pistachio Gelato, um, Hair Pistachio și uh, Lasces. Da? Nu este acel fistic. ceva așa cu o adiere mai degrabă, ceva citric fiind dulceag, da? nu este citricul acela um, astringent, ceva flore albe cremoase, Tot inspir că dacă spun flori albe, adică dacă spun dacă detectez între ghilimele flori albe cremoase, eu automat mă duc, creierul, creierul meu face legătura cu tuberoza însă ori este foarte bine ascunsă, ori nu știu, că nu, cum să spun eu, sunt flori albe cremoase și atât. Nu iese în evidență tuberoza aici. Și nu este o aromă strict de vară pentru că devine vanilat ambrat, nu știu, eu aș, aș putea purta acest parfum și vara, însă dacă faceți parte din categoria de doamne și domnișoare, poate chiar domni, adică nu mi se pare prea deplasat pentru un bărbat, dacă faceți parte din categoria, măi, la mine vară egal parfum citric, s-ar putea ca această aromă să fie prea mult pentru vară. Nu știu, poate eventual doar în serile de vară. Dacă faceți parte din cealaltă categorie, de exemplu mi, <laughs> să nu vă pese de sezon, să purtați, nu știu, ce vă bucură sufletul, atunci cu siguranță ar putea fi chiar și acel parfum de zi cu zi pentru vară. Începe să capete un subton, fiind de tot tropical. E ceva ce mă duce cu gândul la o nucă de cocos și o atingere de ilang-ilang pe undeva pe acolo, dar treaba asta, vanilata ambrată, în combinație cu izul acesta de nucă de cocos, mă duce cu gândul Doamne, și e ca și cum îl am în fața ochilor gândiți-vă la uh, miezul unui. Baton din acela bounty, da, gândiți-vă la chestia aceea de nucă de cocos din bounty, da, pur și simplu, iar am început, cu da, uh, pur și simplu acolo sunt, da, da, fain, fine, fine, fine. și apropo, bine, dacă aveți deja parfumuri de la Casa Twin Paris, știți că acestea nu au iz middle eastern, știți că sunt mega safe, da, Ia, să mă oprească cineva cu da. Foarte, foarte fain. Îl mai lăsăm puțin să se așeze. Trecem imediat la cel de-al doilea și anume ombră, ombre excentric, care vine fix în același ambalaj. Ca de obicei presupun că este aceeași sticlă. Ia să vedem. Îl scap? Nu îl scap. Ta-na-na, -na, aceea sticlă, dar sucul are altă culoare. Stați așa, stați așa. Ite. Dar aceea și aceea sticlă. Hai să vedem. Notele pe ecran. Ce avem noi aici? Măi! Ca să se mai așeze un pic, că nu, nu vreau să... Bombița ambrată. Gândiți-vă la o bombiță ambrată. Ceva văr cu ADN-ul lui Kenzo Jungle. Elefant. Uh, da, am înghițit în sec deoarece fiind de tot nu pot spune că este chiar acel gurmand prin definiție, acel parfum gurmand. Este mai degrabă precum un sirop gurmand, dacă doriți, cu o adiere fină de tot, de piele undeva în fundal, cu ceva condimentat. Scorțișoară, când spun ceva condimentat, gândiți-vă la scorțișoară, Ceva, o prună confiată, da? nu e pruna aceea, cum să spun eu, din um, Vintage Radio de la Latafa, da? ca să vă fac o paralelă. Ceva precum o prună confiată pe un pat de benzoin dulce, ca să fiu și poetă, dar foarte fain. Foarte, foarte fain. Stați așa. Da, și totuși, de aceea am spus văr cu ADN-ul lui Kenzo Jungle Elephant. Da? Nu este um, ombre excentric nu este inspirat, cel puțin eu nu-l percep a fi inspirat din Kenzo Jungle Elephant, însă îl simt ca făcând parte din aceeași familie olfactivă, dacă doriți. Genul acela, dacă iubiți Kenzo Jungle Elephant. Lelefant, cu siguranță veți, veți adora pur și simplu acest parfum. Da, da, da. E genul acela de parfum de toamnă, de iarnă, căuzi, fiind de tot gurmand, fiind de tot spicy, fiind de tot condimentat gourmand. L-aș duce oarecum în zona unisex cu o fină înclinație către latura feminină? Misterios și sexy totodată are și un fin de tot sub ton afumat, dacă doriți, dar este foarte, foarte fin. Nu este nimic in your face, nu este nimic proeminent. Nu. Doamne, doamne. Deci, nu vreau să spun că îl detronează pe Le Pact, deoarece, v-am spus, pentru mine Le Pact este numărul 1 de la Casa Twins, pentru că nu aș fi onestă, în sensul că Le Pact are cu totul alt profil olfactiv, iar aici vorbim de cu totul altceva. Dar, cu siguranță, momentul de față este fix acolo, pe locul întâi, alături de Le Pact, clar de la primul nas. Clar. Știți că eu pur și simplu ador Kenzo Jungle Elephant și uh, parfumetele ăsta mic e văr cu el, da? E de acolo, e din neamul elefantului. Bun. Și ultimul, dar nu cel din urmă deoarece mai avem și monstre, este La Jolie Robe de Nuit. Ai și franceza din mine. Și acesta cred că a ieșit și el din locul său. O să-l deschid cu grijă. Care este o uh, inspirație pentru la Petit Rob Noir, spun ei acolo pe site. A, și nu v-am spus uh, nu v-am spus de ombre excentric este inspirat din ambre eccentric parcă o să vi pe undeva pe aici oricum la fiecare parcum în parte dar revenind la la jolie rob de nui da, era ieșit de aici aceeași aceeași prezentare vă să săpăcesc cu treaba aceasta dar să vedem cum miroase pentru că eu pur și simplu ador la petit rob noir și tot ceea ce înseamnă flanker, ediții vechi și așa mai departe. Hai să vedem cum este la Jolie Rob de Nui. Îmi dă cu virgulă, de asta am Scuzați o secundă. Bine că am paharul de apă, puteam să-l las pe undeva pe hol eventual. Da. Uh, La joli rob de nui, țineți-vă bine, uh, nu este uh, inspirat din um, la Petit Rob Noir, sticluța aceea în degrade, varianta 2011-2012, o să vi-l pe undeva pe aici. Nu este inspirat din acela, ci este inspirat din sticluța aceea de grade cu negru, da? gri către negru, varianta 2008, vi-l și pe, și pe acela pe undeva pe aici. Da. Da. Deci nu cred. Nu cred așa ceva. Dacă doriți să comandați la Jolie Rob de Nui în ideea că va fi inspirat din același um, la Petit Rob noir, da, sticluța aceea în degrade roșiatic, dacă mi-aduc eu bine aminte, ei bine, nu. Acesta este inspirat din varianta veche. Da? Ia stați așa. Asta trebuie neapărat și pe piele. Deci nu cred că am găsit așa ceva. Pentru că la tot ceea ce înseamnă inspirație pentru La Petit toate sunt variantele 2011-2012, pe undeva pe acolo. Dar varianta veche nu am găsit-o absolut nicăieri. Da. 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 Um, V-am mai spus că am și Mojo, da? Uh, toată lumea iubește Mojo. Mojo este acel parfum emblemă al casei Twin Paris. Ei bine, pentru mine, din zona lui Mojo, da? Pentru că este în zona. Vai! Vai de viața mea! Este în zona lui Mojo. Uh, dar l-a detronat, da? Asta vreau să spun și deja m-am pierdut pentru că pe piele se dezvoltă cu totul și cu totul altfel. La Jolie Rob de Nui este locul 1, iar Mojo este locul 2. Ca profil olfactiv sunt extrem de asemănătoare. Acesta miroase a bomboane foarte, foarte scumpe. Gândiți-vă la un la ceva macarons cu. Vanilie, cireșele, pudrat, zmeură. gândiți vă mai bine spus la um, uh, macarons cu vanilie și zmeură, deoarece zmeura văd că totuși răzbate, da, în tot uh, amalgamul de note. Doamne, cât e de fain, uh, Are acel lem dulce. Dacă nu vă place nota de lem dulce, licoris, cum se spune stați departe de el pentru că îl are. Este, dacă vreți, pentru că merge foarte mult, exact ca și originalul din care se inspiră, merge foarte, foarte mult în zona lui Lolita Lempica. Vi-l inserez și pe acela pe undeva pe aici. La fel, varianta veche de Lolita Lempica. Aș putea spune că la Jolie Rob de Nui este, dacă doriți, sora mai mică Alolitei Lempica. Este un parfum gourmand acesta. Uh, pur și simplu macarons, da, Macaruns cu zmeură, cu vanilie. Este pudrat. Gourmand sofisticat, oarecum nu e gourmandul acela banal. Și undeva în foarte, foarte, foarte mare depărtare are o atingere de trandafir. Trandafir tânăr. Dar, da, la asta clar backup, pentru că eu nu am găsit inspirație nicăieri în lumea aceasta pentru varianta 2008 sau 2009. Să nu vorbesc ce nu trebuie, oricum v-am spus, vi le voi insera aici. Dacă și voi iubiți acea variantă de. Um, la Petit Rob Noir, era să spun Little Black Dress. Dacă și voi iubiți varianta veche de La Petit Rob Noir, Safe Blind Buy, da, comandați-l orbește. Orbește. Doamne, Dumnezeule. Bun. Toate trei top. Hai să vedem mostrele. Sper din suflet să nu mă dea nimic pe spate de aici per pentru că am nevoie de backup-uri la același și cel cu ambră. Avem aici Jardin, Suspenda, da, suspendu. O să vi inserez pe undeva pe aici. Dacă mi-aduc eu bine aminte, este tot din colecția nouă. Pentru că cei de la Twins, în afara faptului că au schimbat ambalajele, au adăugat și câteva parfumuri noi, câteva arome noi. Parcă și ar fi în zona mea, și n-ar fi în zona mea. Spun asta deoarece miroase foarte scump. E ceva ce te poate duce cu gândul către parfumurile Chanel, dacă doriți, fără nici cea mai mică exagerare. Hai că parcă începe să se dezvolte fain. La deschidere a fost o deschidere oarecum vintage, dar nu vintage acela pur, floral, fiind săpunoasă, de aceea am spus că nu e genul meu, însă, genul acela, clar, nu știu de ce, pur și simplu creierul meu uh, a pus stop, nu mai vrea să asocieze cu, cu nimic altceva decât. Cu Casa Chanel, genul acesta de aromă. Este floral, are ceva flori albe, ceva flori galbene, dar nu e ceva pe care să pot pune degetul, doar pe undeva. O adiere, aș spune eu, de trandafir, dar ceva discret. Da, deschiderea aceasta nu prea mă dă pe spate deoarece are izul acela uh, ușor săpunos și eu nu prea sunt cu parfumurile săpunoase, dar în momentul în care se dezvoltă, clar, da, din nou, asociez cu Casa Chanel, devine și pudrat. Pe măsură ce se dezvoltă, flori albe, flori galbene, o adiere fină de trandafir tânăr. Și parcă începe să um, iasă la iveală o tonca vanilată, dacă are sens, da? Așa, resimt boabe tonca plus vanilie. Deschiderea clar. Nu e genul meu. Asta clar, cum să spun eu, e chestia, cum se spune, de gustibus, da? strict în materie de gusturi personale. Nu prea sunt eu în zona parfumurilor cu iz fiind de tot săpunos. Însă, treaba e că dacă ești la fel ca mine și nu-ți plac parfumurile neapărat cu iz săpunos, dacă ai nițică răbdare, Chestia asta, parfumul acesta, habar n-am din ceea ce se inspiră, v-am spus decât că mă duce cu gândul către zona uh, Chanel, ADN-ul pșanel, uh, devine pudrat, dulceag, devine wow, după deschidere, da, după deschidere. Bun, hai să vedem mai departe, lichidul e roșiatic și pe el îl cheamă, se numește, că nu îl cheamă nimeni. Chemin Rouge, chemin Rouge, Vi-l ca de obicei pe undeva pe aici. Și să vedem. Vreau să nu mai, să nu mă mai îndrăgostesc de niciun parfum din mostre. Gândiți-vă la fructe roșii dulci, dar confiate totodată. Am impresia, am senzația de fapt că acesta este mai în zona lui Mojo, doar că este acel Mojo peste roizi, dacă vreți. O cireașă ușor picantă, ceva paciuli, ceva caramel, dar în continuare fructele acelea roșii confiate sunt acolo o adiere fină de trandafir, iar chestia aceea, paciulia acela, îi dăm cum să spun eu, îl duce către zona fuiciului cum se spune. Deci asta îmi trebuie full size. Este ușor efervescent, dar dulceag totodată dacă are sens. Chestia aceea, ce era și aceea fiind de tot picantă, mie îmi lasă senzația de ceva fin efervescent, însă se bate cap în cap dacă doriți cu fructele roșii confiate, caramelizate, paciulia acela dulce, care îți lasă senzația aceea de căldură, te încălzește dacă doriți. Da, e. Dacă iubești mojo, o să adori uh, chemin ruj, chemin ruj. Habar n-am din ceea ce se inspiră, însă uh, știu că sună stereotip, miroase scump. Deci chiar miroase scump treaba asta. Chiar dacă v-am spus fructe roșii, chiar dacă v-am spus cireașă sau așa mai departe, nu este nimic sintetic aici. Nu înțeleg cum au putut... Să facă treaba asta ținând cont că parfumurile um, casei Twins Paris le găsiți la 89 de lei, dacă zic eu bine, fără Roș 25, care va aduce un discount de 10% cod valabil în România pe site-ul DubaiCollection.ro, dar și în afara României pe dubaicollection.eu și în ultimul rând pe arabianscent.net Roș 25 10% discount indiferent dacă comandați mostre sau parfumuri full size full size. Hai să mergem cu următorul și mai avem unul. Haima cred că se citește deoarece avem K și H. Iar când avem K și H, de exemplu, Hamra și Hair, K și H se pronunță H. Am învățat și eu ceva și mă dau și o mare. Nu m-a întrebat nimeni nimic, dar eu vorbesc. Hai să vedem ce vrea să ne zică Haima. Haima, Haima. <gură> are inclinație clar latura Middle Eastern, uh, comboul ud și trandafir din start de la prima pulverizare. Deci, deci dacă nu ești uh, fan sau fană, pentru că ce să vedeți este total unisex, dacă nu ești în zona parfumurilor cu East de Eastern, dacă nu ești în zona combo-ului ud și trandafiri, stai departe de el pentru că are din belșug. Are o atingere de piele, atingere care începe să devină oarecum din ce în ce mai proeminentă, am eu senzația, dar nu este pielea aceea întoarsă, este pielea normală, piele normală, înțelegeți ceea ce vreau să spun. Are și o tămâie, pe undeva pe acolo, e genul acela de parfum opulent, clar cu ADN de Listern. Um, însă cum să spun, dacă vă spun clar cu ADN de Eastern, nu știu, nu mergeți cu gândul către opulent mask de la Latafa, vă dau cel mai arhi cunoscut exemplu, pentru că multă lume asociază izul arabesc cu izul lui opulent mask de la Latafa. Mă repet că de ce nu are isul acela răbesc dat de două ud și trandafir, însă miroase scump dacă are sens. Adică nu este arăbescul acela de 60 de lei sau chestiile acelea care dau către insecticid spray de gândaci, muște și așa mai departe. Miroase mai altfel. Parcă se resimte și o adiere de însă este genul acela de fiind de tot afumată. Cu siguranță nu este... nu știu din ce se inspiră. Am mai simțit aroma aceasta undeva, dar într-o altă inspirație categoric, dar nu îmi vine acum în minte. Dar eu am amirosit ADN-ul acesta și știu foarte clar că nu mi-a displăcut. Pentru că treaba ce aud și trandafir este foarte puternică în deschidere, însă pe măsură ce se dezvoltă îți apare și o zmeurică, îți apare și o pielicică, îți apare și tămâie și ceva fiind de tot afumat, dacă doriți. Cu siguranță este genul acela de parfum de vreme rece, dar cum să spun eu, nu este safe pentru birou, școală sau mai știu eu ce, nu îți impune oarecum o altă ținută și o ocazie specială, dacă doriți. Dar este total, total unisex, în opinia mea. Și ultimul, dar nu cel din urmă, listoar, listor. Oricum, le caut și vi le inserez aici în momentul în care voi edita acest clip care dă Dumnezeu să fie mai scurt. Hai să vedem. Zona erba pura, din start, zona erba pura, dar nu e erba pura, dar e de acolo, ce să vezi. Pe măsură ce se dezvoltă, parcă tinde mai mult către zona erba pura. Dacă nu mă înșel, este ADN-ul acela de la Tiziana Terenții, Chirche. Da? Da. Este listoar cu siguranță, cu siguranță. Este inspirat de Chirche. Este în zona erba pura, însă parcă aș culege un. Nu. Un fructul pasiunii era să spun mango. Nu, un fructul pasiunii aș culege de aici. Are subtonul acela fiind de tot exotic, dar este un uh, genul de profil olfactiv mult mai ușor de dus cu ghilimelele de rigoare decât erba pura. Cel puțin asta, în opinia mea, de nu erba pura. <laughs> Dulce, fructat, floral, fiind de tot moscat. Are și ceva un subton ce mă duce cu gândul către o gumă de mestecat. Izul acela Bubblegum este ca și cum mai mesteca o, o gumă de mesteca din aceea. Mă duce cu gândul către guma turbo din copilărie, nu mă întrebați de ce, dar cu extra fructe și câteva fructe exotice, dacă are sens ceea ce vreau eu să spun acum. Dar are un 20% chestia aceea pe care eu o resimt în orice înseamnă ADN de erba pură. Dar, na, dacă vă, vă place, chirche, listoar, listoar, cred că se spune, este safe blind buy Și am scăpat mostra. Minutul 35. Hai cu recapitularea finală ca la școală. Silaj Sucre. Pun accent pentru că măcar atât îmi aduc și eu aminte de la limba franceză că are chestia asta aici, e de la final și știu că era Sucre. Bun. Măi! Da, clar nu este acel parfum strict de vreme caldă. Sinceră să fiu, eu mă așteptam să resimtizul izul acela de. Um, un iz fiind de tot ce mă putea duce cu gândul către loțiunea SPF, însă nu are acel iz, este... Îl dădusem și pe mână, dar nu mai știu... Aici? Aici e acela cu ambră, 100%. Nu, Aici este mostră cel mai se miros blotărul pentru că nu mai știu unde l-am aplicat. Aici l-am aplicat. Da, aici. Treaba aceea, nota aceea de izul acela de nucă de cocos, la fel. Nu mă duce către ceva sintetic, din contră, parcă mă adâncește către batonul Bounty. Și când spun batonul Bounty, exact cum v-am spus la prima pulverizare, nu vă gândiți la baton în sine cu tot cu stratul acela de ciocolată pe deasupra, pentru că nu are treabă cu ciocolata, ce, e, ce resimt eu aici. Gândiți-vă strict la miezul acela de cocos din Bounty. Ceva vanilat, fiind de tot pudrat, Dar, acum, în dry down final, mi se pare că e acel parfum safe, cu subtonul acela curat, dacă are sens, îl puteți purta la birou, la școală, la sală. Da. Mai are ceva ce nu îmi dau eu seama. E ceva aici ce nu pot să prind, dar îmi place. Oricum, ca de obicei știți, după unboxing, urmează să fac abuz de ele și uh, revenim cu recenzii, păreri, topuri, clasamente și așa mai departe. Dar este fain. Ăsta chiar e fain. Fain de tot. Îmi place. La final facem și top. Ca de obicei, trecem la ombre, ombră, excentric. Da. Ești mai aproape de um, un vârf de gradul întâi, în continuare cu Kenzo Jungle Elephant, tot acolo sunt. Resimți în continuare ambra aceea. Ceva fructe uscate, dar dulci totodată. Ceva fiind de tot afumat, ușor rășinos, fiind de tot balsamic, dar bombiță de ambră. Este cu și despre ambră. Și e fain. E fain și... L-aș cataloga, de ce nu, în categoria unisex. L-aș duce către latura unisex. Asta doar dacă ești domn și nu te sfiești de ambră și dulce gri, ca să mă exprim așa, pentru că da, e... E divin. E divin. Revenim la. la Jolie Rob de Nui. <laughs> nu. Deci, cred că e primul pentru care îmi voi comanda backup. Este și mai apropiat. Ești în continuare în zona aceea de macaruns, însă ai și un subton ceva, o adiere care, cum să spun eu, îl scoate, nu-l lasă să pice în latura aceea, gurmand, lipicios, îți dă migrene și așa mai departe. Are așa ca o gură de aer proaspăt, dar nu mergeți cu gândul către ceva ozonic sau aldehidic. Doamne, doamne! Da, și oricum, merită să-mi fac uh, un mic stock din acest parfum pentru că, exact cum v-am spus, pentru mine și cel puțin, apropo, dacă voi cunoașteți, Um, Vreau inspirație pentru această variantă de la petit rob noir, lăsați mi și mie în secțiunea comentarii. Pentru că eu tot ce am găsit până în momentul de față sunt inspirații pentru această variantă de la petit rob noir. Uh, și da, exact cum v-am spus, pentru mine, momentul de față, este unica inspirație extrem de reușită, mi-aș putea permite să spun. Uh, pentru acel la Petit Rock Noir. Categoric 1000 din 10 pentru mine e parfumul acesta. 1000 din 10. Fain, fain de tot. Hai să vedem uh, monstrele. Nu, că aceasta a fost ultima. Începem cu Jardin Suspenda, Suspendu. Care s-a așezat și mai fain. E genul acela de aromă care o să râdeți, dar în capul meu, dacă mă urmăriți de ceva timp, am eu anumite arome care pentru mine înseamnă doamna Eni, vă pup să rumână. Ei bine, parfumul acesta miroase exact cum mă gândesc eu că miroase doamna Eni. Și nu, dacă mă auziți că spun doamna Eni, nu mergeți cu gândul către ceva peiorativ. Nu miroase, cum se spune, abunică. Nu. Este genul acela de parfum curat, cu toate că izul acela de săpun a dispărut. Se resimte, dacă doriți, genul acela de iz de loțiune scumpă de corp, loțiune de hidratare a pielii, cu ceva vanilie, cu ceva tonca, însă foarte, foarte bine, nu exagerat. Este și pudrată totodată, ceva flori albe acolo, da, categoric, da, categoric, miroase scump. În continuare mă duce cu gândul către ADN-ul casei Chanel și în continuare este acel parfum ultra-hiper-mega-feminin, me este ceva ce ar putea fi parfumul tău semnătură, dacă ești, um, ai o înclinație către ADN-ul Casei Chanel, dacă sunteți doamne și domnișoare pasionate, iubitoare, habodnice, cum spun eu cu ghilimelele de rigoare, um, în materie de parfumuri, cam știți la ceea ce mă refer când spun ADN-ul Casei Chanel. Genul acela de parfum emblematic, chiar dacă sună stereotip, dar este altceva. Categoric este altceva. Și îmi trebuie și asta. Hai să mergem către chemin ruj, chemin ruj. Doamne, Dumnezeule! Da. Din nou, um, dacă Jardin Suspendat, Suspendu, este acel parfum um, lady ladylike, um, lady... Elegantă, dar nimic vulgar, nimic senzual, nimic carnal, pur și simplu o doamnă cu hiper mega ultra elegantă, acest chemin ruj, chemin ruj, e genul acela de parfum ce l-aș încadra, zic eu, dar dumneavoastră testați-l, poate este fix ceea ce căutați, l-aș încadra undeva 20-40 de ani, pentru că în continuare îl percep ca fiind un văr de-a lui Mojo, este undeva în aceeași zonă, însă gândiți-vă la un Mojo oarecum cu subton efervescent, dacă are sens ceea ce spun. Pentru că da, în continuare se resim fructele acelea roșii, e și ceva ce mă duce cu gândul la caramel. Însă este și ceva fiind de tot efervescent acolo. Genul acela de aromă, la fel, dacă ești categoria aceasta floral, fructat, de fapt, ba da, floral, fructat, pentru că are în continuare acea diere de trandafir, floral, fructat, dulceac, jucăuș, vesel, l-ai putea avea de ce nu ca parfum semnătură. Mergem către haima, și aici s-a îngreunat situația. Este unul din parfumurile acelea, cum să spun eu, cu greutate, întunecate, misterioase, clar, cu ADN de Eastern, însă din nou mă repet, ceva scump, pentru că ați văzut și la casele de designer și la casele de nișă, există uh, combinația aceasta, ud, trandafir, uh, tămâie, rășin, piele, smeură dar automat miroase scump dacă doriți. Da, este genul acela de parfum cu greutate întunecat, misterios, opulent, clar opulent, total, total unisex, însă nu este ceva de zi cu zi, în continuare mențin părerea, adică eu în acel puțin chiar dacă sunt în zona parfumurilor proeminente, gălăcioase dacă doriți, nu aș putea purta uh, haima zi de zi, zic și eu. Și ultimul listoar, da, Acele, aceleași fructe, aceleași, uh, același pat de mosc pufos și dulce, nu merge, nu se adâncește, nu înclină către erba pura. Deci nu pot spune, nu clar nu e inspirație de erba pură, însă este inspirat de verișoara sa de la casa Tiziana Terenții. Da, clar. Pentru mine, din păcate, acest ADN este un nu, însă nu pot să. cum să spun eu? Nu pot să nu dau cezarului ceea ce e al cezarului, dar nu pot spune dacă mie nu-mi place parfumul acesta, băie urât e așa mai departe, decât la cannabis, da, de la mai gheișa. Acolo, nu, m-ați văzut cum reacționez și nu, nu. Ăla e, ar trebui interzis de lege. Uh, însă, listoar este, este bine lucrat, ca să mă exprim mai uh, scurt pe doi, da? Nu sunt eu neapărat în zona aceasta, însă dacă ești iubitoare sau iubitor de acest ADD, ia un decant. Minutul 47. Am zis că. Dar 4 cu 37 parfumuri, da? La fiecare final de clip lung încerc eu să-mi caut o scuză. Facem un top, hai să facem un top. Cam greu, dar facem. La Jolie Rob de Nui, clar, locul 1 din toate sticlele, facem top decât pentru sticlele full size. Um clar locul întâi și clar backup. Uh, ombre excentric, clar locul 2, pentru că ce să vezi. În continuare, eu îl percep ca fiind văr cu Kenzo Jungle Elephant. Și da, iubesc Kenzo Jungle Elefant Elephant Forever. Iar silaj sucre, sucre, nu l-aș pune pe locul 3. Facem așa. Locul întâi, la Jolie Rob de Nuit, iar pe locul 2 acestea, două împreună, pentru că nu. Um, e genul acela de parfum pur și simplu de zi cu zi. Easy Rich, nu-ți impune nu știu ce ținută, nu trebuie să te duci la un eveniment la o gală cu covor roșu și așa mai departe. Nu știi, pleci la Lidl, te dai cu el, pleci în parc, te dai cu el, pleci la sală, te dai cu el, pleci să alergi, te dai cu el și așa mai departe. Uf mult vorbesc, maică. Dacă ați rămas cu mine până la final, să rămâna mult. Dacă, că știu cel puțin doamnele și domnișoarele din grupul meu de Facebook, Freak Family, apropo, în bara de descrieri, link pentru grup, link pentru contul meu de Insta, link pentru contul meu de TikTok și nu în ultimul rând, pentru fiecare din parfumurile despre care v-am vorbit astăzi, indiferent că au fost de decanturi sau full size. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii dacă cumva ați testat, aveți full size sau ați primit mostră din aceste trei parfumuri. Lăsați-mi și mie experiența dumneavoastră cu ele, sunt foarte, foarte curioasă. De asemenea, nu știu, alte recomandări, cu toate că nu mai pot cu atâtea comenzi și noutăți. Dar asta e viața de artist, ziua vesel, noaptea trist. Am luat o asta, gata. Vă mulțumesc din suflet că ați stat cu mine până acum și m-ați suportat astăzi, așa cu un alt vibe. Nu uitați de like, abonare, coment și până data viitoare vă îmbrățișez, vă pup cu mare, mare drag și vă doresc zile minunate și mega, mega parfumate. v am pupat!